Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul Bibliei, contra curentului. Cu siguranță ne vom pierde dacă ne vom lăsa purtați de curentul lumii. Prin comoditatea noastră egoistă și prin indolență, punem în pericol sufletele oamenilor. Marea judecată, partea a doua. Textul de memorat îl găsim în Apocalipsa, capitolul 20 cu versetul 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Secțiunea 1. Dacă ai fi fost un înger în cer, când Lucifer a păcătuit prima dată, ce motiv ai fi avut să alegi să ai încredere în Dumnezeu? Cum ai fi decis dacă să crezi ce spunea Dumnezeu sau ceea ce pretindea Lucifer? Pentru început, îngerii avuseseră nenumărate dovezi că Dumnezeu este bun și iubitor. Frumusețea cerului era o dovadă a puterii lui. Toată creația lui și Dumnezeu stă mărturie pentru înțelepciunea sa și pentru cât de mult îi pasă de creaturile sale. Haideți să citim Psalmi 19 cu versetul 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Haideți să citim Romani 1 cu 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băcare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. De asemenea, îngerii știau din experiența proprie că supunerea aduce bucurie. Ei au ascultat întotdeauna și au fost tot timpul nespus de fericiți. Cu toate acestea, îngerii care s-au hotărât să se încreadă în Dumnezeu tot au fost tulburați de sugestia lui Lucifer cum se nesupunerea aduce chiar mai multă bucurie. Prin urmare, Dumnezeu i-a dat timp lui Lucifer să-și dezvolte principiile. După aceea, toată lumea va fi capabilă să vadă limpede rezultatul final al concepțiilor lui Lucifer. Chiar dacă nu putem analiza întreaga istorie a planului de răscumpărare, haideți să vedem ce face Dumnezeu pentru toți îngerii sfinți și mințile cărora minciunile lui Satana aruncaseră o umbră. De îndoială! Dumnezeu ține o judecată la care îngerii pot asista și pot studia istoria înregistrată pentru a vedea ei înșiși că Dumnezeu s-a ocupat de păcat. De păcătoși și de îngerii nelegiuiți cu o înțelepciune și cu o dreptate uimitoare. Ei privesc cum unele nume sunt acceptate și altele respinse. Ei se pot convinge singuri dacă planul Satanei a făcut sau nu pe cineva mai fericit. Marele interes al îngerilor privind lucrarea de judecată a lui Isus a fost ilustrat în sanctuar. Acolo unde perdeaua din templu era brodată în aur și argint cu imagini de îngeri, de asemenea, în locul preasfânt, doi îngeri din aur priveau cu smerenie în jos la chivotul acoperit cu capacul milei în care se găseau cele 10 porunci, legea după care vor fi judecați toți. Când Isus pledează pentru oamenii credincioși, o face înaintea îngerilor. Haideți să citim Luca 12 cu 8 și 9. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Ar trebui să ne amintim că judecata nu este în folosul lui Dumnezeu. Biblia ne învață în mod limpede că Dumnezeu știe totul deja. El știe cine este neprihănit și cine nu. Viitorul nu îl ia prin surprindere, nici caracterele noastre nu îl surprind, iar el nu uită nimic. Dumnezeu
nu are nevoie să studieze nicio carte pentru a afla detaliile istoriei. În 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 19, citim: totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. În Iov, capitolul 23 cu versetul 10, citim: dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Isaia 40 cu 28: Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Așadar, îngerii sunt cei care au nevoie să asiste la judecata din cer. Însă, așa cum vom vedea, judecata este și pentru oameni. Dumnezeu vrea ca toată lumea să-L vadă în dreptate. Întrebări de reflecție. Ce adevăr despre judecată este ilustrat prin imaginea îngerilor din sanctuar? În ce fel beneficiază îngerii de pe urma judecății? Arată din Biblie de unde știm că judecata nu este pentru beneficiul lui Dumnezeu. Secțiunea 2. Când începe judecata din cer, milioane de îngeri participă la procedurile curții. Toți aceștia sunt interesați de judecată. Daniel descrie începerea judecății la tronul lui Dumnezeu. Daniel 7:10. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Îngerii sunt martorii care pot depune mărturie că informațiile înregistrate sunt veridice. Iar atunci când Iisus pledează pentru cineva înaintea Tatălui, spunând că a fost credincios, o face în prezența îngerilor martori. Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine noi. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Când judecata se va sfârși, chiar când vor cădea ultimele 7 plăci pe pământ, îngerii din cer vor avea ceva de spus. Ei au văzut destul încât să facă o declarație despre dreptatea lui Dumnezeu. Apocalipsa 16 cu versetele 5-7. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Această parte a judecății pe care o studiem are loc înaintea venirii lui Iisus. O numim judecată de cercetare, deoarece acum sunt investigate sau examinate cu atenție înregistrările pentru a hotărî ce răsplată va fi dată fiecărui om la venirea lui Iisus. Apocalipsa 22:10. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Vor avea oamenii lui Dumnezeu ocazia să se uite și ei la aceste dosare? Da. Dumnezeu a rânduit o a doua fază a judecății care va avea loc după a doua venire a lui Hristos. Atunci, cei neprihăniți vor avea șansa de a privi în cărți și chiar vor fi implicați în judecata îngerilor răi. În 1 Corinteni 6:2-3 citim: nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Ce anume îi va califica pe neprihăniți să participe la judecarea oamenilor și a îngerilor nelegiuiți pe care o va face Iisus? Cei neprihăniți fuseseră ispitiți asemenea celorlalți, dar ieșiseră învingători.
Aceia care nu au ieșit biruitori nu vor fi capabili să condamne păcatele pe care ei înșiși le prețuiesc. Când viața se va încheia și supunerea noastră este completă, vom fi pregătiți. În 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5 și 6, citim: orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Până atunci, în mod sigur, nu este momentul să-i judecăm pe alții. Nu suntem pregătiți și chiar dacă se întâmplă câteodată să considerăm că anumite acțiuni sunt corecte sau greșite, noi nu putem citi inimile. Nu putem înțelege motivele sau circumstanțele oamenilor. Până când Iisus ne permite să vedem cărțile din ceruri, nu e treaba noastră să judecăm pe alți oameni. Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Haideți să ascultăm întrebările de la secțiunea 2. Ce spune Iisus despre judecata altora? Matei 7:1, citiți: asta înseamnă că nu trebuie să facem diferență între acțiunile drepte și cele greșite? Biblia totuși precizează limpede că acum, în mod cert, nu este timpul să-i judecăm pe alții. Care este diferența între a judeca o persoană și a judeca acțiunile unei persoane? Când ar putea fi posibil ca o acțiune bună să nu fie, de fapt, bună? Citește Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetele 1-11. Când ar putea o acțiune rea să nu conteze împotriva unei persoane la judecată? Citește Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30. Iar ca studiu suplimentar, citește Cugetări de pe Muntele Fericirilor, paginile 123-129. Secțiunea 3. Judecata face parte dintr-un plan foarte mare. Dumnezeu a aranjat lucrurile astfel încât păcatul își va înceta existența pentru totdeauna. Nu va mai exista un al doilea Lucifer. Nu va mai fi o altă Evă care să mănânce din fructul oprit. Nici o altă planetă nu va mai fi supusă suferințelor și morții așa cum s-a întâmplat pe pământ. Haideți să citim Naum, capitolul 1, cu versetul 9. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nici nenorocirea nu va veni de două ori. Cum poate însă Dumnezeu să garanteze că nimeni nu va păcătui din nou când toți vor avea libertatea de alegere, liber arbitru? Iată câteva repere. Mai întâi, fiecare ființă care va trăi pentru totdeauna va cunoaște cât de îngrozitor este păcatul. Va fi de ajuns să ne amintim ce suferință cumplită i-a provocat păcatul lui Iisus pentru a fi convinși că păcatul este groaznic. Acest lucru face parte din înțelepciunea crucii. În al doilea rând, fiecare ființă va vedea dreptatea lui Dumnezeu în felul în care s-a ocupat de păcat. În ziua de azi, unii oameni, din cauza ignoranței de care dau dovadă, îl acuză pe Dumnezeu că nu este cinstit și nici blând. Însă când toate etapele judecății se vor fi terminat, toate ființele din univers, inclusiv îngerii, vor mărturisi că Dumnezeu este drept. Haideți să citim Romani 14:11. Fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Filipeni 2:9-11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Acum, acest lucru face parte din înțelepciunea judecății. Fiecare ființă inteligentă din univers va vedea și va cunoaște bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. La final, crucea oferă o altă nestemată de înțelepciune.
nu doar că ne arată cât de rău este păcatul, dar ne arată și adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Mai mult, expune sfințenia minunată a lui Dumnezeu și în cele din urmă, asta îi va împiedica pe oameni și pe îngeri să păcătuiască din nou. Astfel de gânduri sunt cele care ne împiedică și pe noi să păcătuim în prezent, iar crucea ne va împiedica să păcătuim pentru totdeauna. Atunci, cum să nu înălțăm noi crucea lui Hristos? Îngerii îi atribuie onoarea și slava lui Hristos, că nici ei nu sunt în siguranță decât dacă privesc la suferințele Fiului lui Dumnezeu. Caracterul pozitiv al crucii îi păzește pe îngeri din cer de apostasie. Fără cruce, nu ar fi mai în siguranță în fața răului decât erau îngerii înainte de căderea lui Lucifer. Perfecțiunea angelică a eșuat în ceruri. Perfecțiunea omenească a eșuat în Eden, paradisul fericirii. Toți cei care își doresc să fie în siguranță pe pământ sau în cer, trebuie să privească la mielul lui Dumnezeu. În veșnicie ne vom gândi tot timpul la Iisus, mielul lui Dumnezeu. Și de aceea păcatul nu va mai apărea niciodată. Întrebarea de la secțiunea 3. Explică în propriile cuvinte de ce Dumnezeu poate garanta că nu va mai exista nicio altă rebeliune. Chiar dacă toate popoarele vor trece la judecată prin fața lui Dumnezeu, totuși El va examina cazul fiecărui individ în parte, cercetând cât se poate de amănunțit și de atent, de parcă nu ar exista o altă ființă pe pământ. Fiecare om trebuie să fie încercat și găsit fără pată sau zbârcitură, oriceva asemănător. Tragedia Veacurilor, pagina 490. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!